Noi vrem să luăm lecția acestui exercițiu și acum l-aș invita pe domnul Viener de a prezenta perspectiva parlamentară, pentru că fiind implicat de mijlocit în această situație, cum se vede de pe partea Parlamentului aplicarea acestui cadru legislativ în cazul particular domeniul stomatologiei, vedem acum. Da, din punctul meu de vedere nu se vede foarte mult diferit fiind medic practician și practic cunoscând intimitatea acestor lucruri. Vă amintesc doar de episodul de după colectiv cu infecțiile nozocomiale, cu acea cavalcadă de avertizări ale unor oameni responsabili din interiorul sistemului care practic au devoalat dramele, neajunsurile, tarele întregului sistem. Sigur că unele lucruri nu pot fi aflate nici de opinia publică, uneori nici de Parlament sau Ministerul Sănătății, decât în măsura în care există aceste persoane responsabile care denunță în sensul bun al cuvântului, denunță nereguli, nu oameni, denunță ilegalități, nu caracterul unei persoane sau, mă rog, aici nu este vorba despre persoane, ci despre arhitectura instituțională sau, mă rog, deficiențele acesteia. În ceea ce privește stomatologia, sigur că de la episodul doamnei doctor și drama care se întâmplă practic acolo, am și o inițiativă legislativă de reformă practic a acestui colegiu. S-a vrut a fi un pilot pentru reforma în general a autorităților competente din sistem, cu reașezarea incompatibilităților, a ariei de conflict de interese, cu limitarea numărului de mandate, a cumului de funcții, cu o democratizare și o participare practică a Breslei la funcționarea, schimbarea normei de reprezentare, mă rog, multe lucruri care ar fi dus în principiu la democratizarea și la, dacă vreți, împlinirea menirii acestei entități, care este aceea de a reglementa profesia. Nu vă ascund faptul că aceste, în general, aceste tipuri de legi sunt blocate în sertar de articulațiile politice care practic sunt o prelungire a acestor preluări pe persoană fizică, să zic, ca bucăți din România instituțională. Nu o să intru în detalii. Ceea ce este cert însă este că e o luptă de anduranță, e o luptă de schimbare de mentalități, nu neapărat de legi, și de legi, bineînțeles, dar și de mentalități, de acceptanță în sistem a anumitor reguli care, dacă nescrise, nu funcționează, sigur, trebuie scrise, trebuie explicitate și acceptate de către toată lumea. Sunt zone sensibile, zona sănătății este o zonă sensibilă în sensul că accesul publicului larg și interacțiunea cu sistemul este uneori destul de dificilă. Nu toată lumea înțelege cum se derulează. Era și un raport al DNA-ului la un moment dat că practic domeniul sectorial sănătate este cel mai corupt, în sensul că 25% din contractele de achiziție din acest sector sunt într-un fel sau altul, au o formă de nelegalitate. Este un domeniu foarte sensibil, unde cred că și legea actuală de implementare a directivei ar trebui să aibă câteva particularități referitoare la sistemul de sănătate public. S-au întâmplat atâtea drame și continuă să se întâmple, multe dintre ele putând fi prevenite dacă instituția avertizorului de integritate într-adevăr este ajutată de noi toți până la urmă, cum spun, că este și un versant al mentalului colectiv, în care acești oameni trebuie să se bucure de apreciere, chiar de înțelegere și chiar de o formă de... Sunt niște eroi până la urmă, pentru că își riscă cariera. Vedeți, doamna doctor a ajuns până la forma extremă de manifestare, care este grema foamei în fața unei instituții publice. Își riscă demnitatea profesională, cariera, imaginea publică, făcând acest pas înainte pe care nu a îndrăznit nimeni altcineva să-l facă. Ei trebuie
protejați pentru că în spatele lor sunt alții care, în măsura în care lucrurile sunt evidente, efectul gestului lor este evident, atunci sigur că urmează și alții și alții și lucrurile se pot schimba fundamental. Multe dintre neajunsurile instituționale din România nu se pot schimba decât în parteneriat cu angajații de acolo, cu oamenii care practic funcționează în interiorul sistemului, să zic. Doar în parteneriat. Nu există o formă exterioară de impunere a unor anumite reguli decât în măsura în care ele sunt acceptate, metabolizate și sunt puse în practică la modul real. Deci eu cred că această directivă este foarte binevenită. Eu cred că trebuie să fie o dezbatere cât mai largă în ceea ce privește implementarea directivei în corpusul legislativ național și cred că este o foarte bună ocazie de a pune pe agenda publică națională chiar această problemă în măsura în care ea va fi dezbătută și practic absorbită în mentalul colectiv din România, pentru că toată lumea, cum zicea și doamna avocat, toată lumea denunță pe Facebook, toată lumea reclamă. Știu eu, acum suntem în plin proces de criminalizare a sistemului medical dinspre foarte multe zone sau de decredibilizarea lui prin acuzații aruncate în spațiu public. E o zonă sensibilă care poate fi foarte ușor, să zic, debalansată și interesul public e unul: încrederea în instituția statului care să funcționeze normal. Eu cred că aici trebuie să ajungem. Asta e forma de normalitate. Aș opri un pic discuția aici pentru a întreba pe domnul Tudor Ivan și pe doamna Mihuț la ce se așteaptă în relația cu Parlamentul României și dacă ar fi să începe mâine o campanie de advocacy pentru consolidarea acestei instituții, ce ar trebui făcut în raport cu Parlamentul României? Doamna Mihuț, vă rog, și pe domnul Ivan, în 2 minute, dacă am putea să fim direcți, ca să poată și răspunde domnul senator. Dați drumul la microfon. Nu se aude microfonul. Unmute. Spuneam că mă bucură să aud că domnul deputat a sprijinit-o pe doamna Cuțui, sunt la curent cu problemele dânsei și că a sprijinit-o în aceste demersuri. Sunt la curent și cu problemele din sistemul medical, în care într-adevăr sunt cele mai multe probleme și avertizări care există și asta este o chestie bună, că sunt probleme mari acolo. Cred că odată cu transpunerea directivei ar fi necesar să existe o atenție foarte mare pe protecția avertizorilor de integritate. Avem foarte clar, și pe lărgirea instituțiilor sau societăților chiar private la care se pot face avertizările de integritate, căci legea permite, de exemplu, să sesizăm și angajările ilegale, să sesizăm și o serie de alte aspecte. Și acum sunt multe, cam toate entitățile private din punct de vedere penal sunt considerate instituții publice și avem și abuzul și așa mai departe. Dar totuși, de exemplu, cum este în cazul Colegiului Medicilor Stomatologi, cum este în cazul Baroului și așa mai departe, s-a ridicat în discuție problema dacă eu, avocat sau eu, medic, pot să sesizez o neregulă din interiorul Colegiului Medicilor Stomatologi sau a Colegiului Medicilor. Sigur că fericirea face că aici există o prevedere în legea sănătății care arată foarte clar că sunt entități care funcționează pe lângă Ministerul Sănătății și de aici caracterul de instituție, organism care funcționează pe lângă o instituție publică centrală și care s-ar încadra în lege este clară, zic eu, și destul de acceptată de instanțe. La noi, la Barou, este o altă poveste. Noi nu suntem în subordinea nimănui, nici măcar a Ministerului Justiției. E bine, dar iată că nu putem să facem avertizări. Deci ar trebui și la entități private extinse, nu neapărat la Baroc, că nu ăsta este targetul meu, dar, nu știu, entități private, societăți private care depinde bugetul de stat și așa mai departe, sau chiar private care comit mari evaziuni fiscale sau nu plătesc sume foarte mari către stat. Asta este orientarea de afară pe care ar trebui să o avem și noi.
pentru că acele sume se duc în cele din urmă la bugetul de stat, sub formă de impozite, taxe și mai departe și sunt benefice pentru toți. Spuneam că e foarte important să avem o protecție solidă a avertizorilor de integritate, astfel încât oamenii să aibă și apetit pentru avertizările de integritate. Și anume, dacă tu, instituție, faci dosar de cercetare disciplinară și tu mi-o faci intenționat și cu rea credință că așa se întâmplă de regulă, eu ajung în instanță, câștig în instanță, dar tu trebuie să suporți daunele, se solicită. Deci ar putea fi încuvințate, deși de multe ori instanța consideră că reintegrarea acoperă prejudiciu moral suferit și așa mai departe, nu se dau daune. Au început de curând pe hărțuiri să se dea daune și sigur că și asta e o formă de hărțuire, dar e bine să avem niște chestii foarte clare, amenzi foarte clare, sancțiuni foarte clare împotriva persoanelor care emit procesele verbale și deciziile de sancționare a avertizorilor de integritate pentru avertizările pe care aceștia le-au făcut cu bună credință. De exemplu, o chestiune. Și atunci, desigur că oamenii ar fi mult mai interesați să indice furtul de bani în bugetul public, emitere de acte administrative pentru interese de grup, angajări de, mă rog, care nu sunt chiar legale și așa mai departe. Cred de asemenea că trebuie extinsă aria actelor cu privire la care se pot face avertizările de interes public, pentru că acum atât instituțiile publice cât și entitățile private pot să facă mult mai multe acte care să aducă atingere interesului public. Cred de asemenea că ar trebui cooptate în toate chestiunile acestea și autoritățile, în sensul că ar trebui să existe o procedură poate puțin mai urgentă în cazul în care sesizarea este făcută de o instituție publică sau de către un avertizor de integritate, și mă refer la o procedură mai rapidă din punct de vedere, de exemplu, penal sau, mă rog, depinde de procedură, de ce măsuri sau ce cale a urmat avertizorul de integritate. Am văzut că în directivă există un termen de 3 luni prevăzut în care să se ia măsuri cu caracter administrativ. Ei bine, se poate avea în vedere și, de exemplu, o procedură mai rapidă din punct de vedere penal. Știm că unele dosare durează extrem de mult. Acum suntem acoperiți cu legislația pe parte penală privind recuperarea prejudiciului, de zic aici am sta ok. Deci cea mai mare problemă în momentul acesta a legii este extinderea categoriei de avertizor de integritate, categoria entităților care, față de care se pot face sau în cadrul cărora se pot face avertizări de integritate, și o mai bună protecție a avertizorului de integritate prin sancțiuni directe împotriva celui care îl abuzează dacă îl face aceste avertizări. Acum nu mai zic de opinie publică, care am văzut cazul doamnei doctor Josan de la Oradea, cât de hărțuită este în presă și peste tot. Sigur că sunt căi civile, dar cam așa se întâmplă și cu avertizorii dacă îndrăznesc să expună public o situație care n-ar conveni unei tabere. Și din acest punct de vedere ar trebui văzută o soluție, dacă ar exista.